Salutare toată lumea și bine ați venit la un nou episod în care am de gând să fac un fel de reacție la un clip. Un clip foarte, foarte ciudat, foarte hilar dacă mă întrebați pe mine, în care trebuie să ghicesc dacă într-o poză sunt picioare sau sunt hot dogi, adică niște cremvuști. E un clip făcut de BuzzFeed Video, o să vă las în descriere și un link în cazul în care vreți să vă uitați la clipul original. Și hai să vedem ce reacție o să am. Nu uitați să lăsați un like dacă vreți în continuare episoade de genul ăsta și hai să vedem. Ok, hot legs sau hot dogs? Hai să vedem, frate, să ghicim. So we've all seen a photo like this. Ok, pop quiz, bun. Can you tell the difference? Hai mă, astea-s picioare, se vede clar. Hot legs, nice, bun. Oh, ok, oare ce-ar fi astea din poză, frate? Adică, par a fi crembuști. Adică uite-te aici, aveți semnele astea? Eu zic că-s crembuști, dar ar putea fi și picioare, ia. Eu zic că-s crembuști. Hot dogs, nice. Nice, nice, nice. Picioare, picioare clar, se vede reflexia aia de păr sau ce-o fi, puf. Dacă vă uitați atent aici, puteți vedea așa ceva, puf. Gen, mă rog, nu e tocmai păr, pentru că nu poți să zici că picioarele astea au păr pe ele. Dar e ceva așa, puf, și na, pe crembuși nu găsești așa ceva. Picioare, picioare, au piele de găină, ești nebun? Hot legs, nice. Credem, chică. Picioare. Adică, sunt prea curbate, frate. Nu cred că ar avea cum un crembuș să aibă așa forma asta, gen, aici să vină mai, știi? Nu cred, totuși. Aș zice că îs picioare, ia. Yeah. Hot legs. No, hot dog, stai, ce? Ah, hot legs, ok. Astea-s picioare, cine ar uda niște crembuști și să-i ducă pe o apă, pe o mare, ce-o fi chestia aia, nu știu exact. No idea. Bă, ești nebun? Astea-s picioare. Ok, those are legs. M-am speriat puțin. Bă, ești nebun? Ăștia ar putea fi crembuști, dar cred că-s picioare. Adică, nu știu ce să zic. Ar fi putut să facă cineva o poză de genul ăsta cu niște crembuști? Da, nu cred că s-ar fi chinuit. Eu zic că-s picioare, ia. Hot dogs? Nu cred. Bă, ești nebună? Ăia erau hot dogi. Frate, explicați-mi și mie. Cum pot să fie ăștia hot dogi? Nu-mi prea dau seama, sincer. Chiar nu-mi prea dau seama. Bă, ești nebun? Holy fuck, ok. Nu știu ce să zic. S-ar putea, cred că-s hot dogi ăștia. Legs? Bă, erau picioare. Dogs? Ia mă să văd, că nu-mi dau seama. Ăștia clar-s hot dogi, frate. Adică, cine are picioarele așa mai negre, culori diferite și se vede clar că aici se termină, nu mai merge jos nimic. Și cine are picioare așa subțiri? Și cine ar ține picioarele într-o poză în felul ăsta? Adică uitați-vă și voi cum e făcută poza. N-ai cum să ții picioarele așa, frate. Adică ar trebui să le ții în sus, știi? Și aici cred că-s picioare sau nu știu. Par a fi crembuș, că-s foarte despărțite, dar poate nu. Și cred că nu. Dacă mă uit mai atent se vede mai clar așa. Ia, ăștia-s crembuș, zic eu. Mamă, aici e destul de complicat. Dar cred că-s picioare, adică uite-te aici la forma asta a genunchiului. Eu zic că-s picioare, nu cred că are cum să facă atât de... Nu știu, zici e osul de la genunchi, se vede clar. Și aici la fel se vede clar, legs. Picioare, picioare. Bă, dar cât de repede merg pozele astea. Ok, ia. Astea-s picioare. Picioare zic eu, pentru că, na, se vede clar. Cel puțin așa mi se pare mie. Crembuști, cred că-s crembuști. Sau nu știu, pentru că n-au cum să fie crembuști, că-s ochelarii puși pe ei. Și dacă ar fi crembuști, ar fi imposibil, că crembuștii-s mici. Eu zic că-s picioare. Picioare, mi se pare că-s picioare, uitați-vă aici. Picioare, da, cred că-s picioare, nu știu. Aici deja nu ne mai zice, știi? Aici deja putem noi să ghicim. Ăștia cred că-s crembuști? Nu, sunt picioare. Sunt picioare pentru că uite-te unde le ține. Se vede clar. De ce ai duce pe plajă
niște cremvuși, frate. Să fim serioși. Ăștia cred că... Nu, astea-s picioare, că-s curbate aici. Da. Astea-s picioare, nu glumesc. Ăștia-s hot dogi, cremvuști. Picioare, frate. Hot dogs. Băi, ești nebun. Deci da, fraților, cam atât cu acest clip. Dacă v-a plăcut și vreți să facem în continuare joculețe de genul ăsta, adică quizuri, să vedem chestii, nu uitați să apăsați un like. Eu am fost Max, fraților, și noi o să ne vedem data viitoare. Pa, pa!